Doamnelor și domnilor, am revenit aici la AgroTV, la Agricultura, la raport. L-ați putut asculta un pic mai devreme pe omul de afaceri, Adrian Porumboiu, discutând despre ceea ce s-a întâmplat, despre problemele pe care le are grupul pe care dumnealui l-a condus foarte, foarte mult timp. Probleme care au ajuns și în curtea micilor fermieri, din păcate, oameni care nu-și mai primesc arenda de ceva vreme, de ceva timp. Ne sunase un telespectator din Miroslava, din zona județului Iași, și dumnealui ne povestea că de trei ani de zile tot îi caută pe actualii proprietari de acolo și nu reușește să, să îi găsească, să dea de ei. Domnul Porumbuiu ne, ne spunea faptul că nu e singurul. Din nefericire sunt undeva în jur de 20 și ceva de mii de fermieri care nu și-au primit arenda de cel puțin 3 ani de zile, dacă am înțeles eu bine. Sunt mulți în situația asta. Mă rog, am mai spus și multe, multe alte lucruri. Aș vrea să comentați aici în studio aceste declarații făcute de domnul Adrian Horumboi. Dumneavoastră spuneați mai devreme cine depune declarația la APIA. Sunt suprafețe mari de teren, uh, se lucrează zile în șir, sunt oameni prezenți. Ar trebui uh, să fie găsite aceste persoane și să se afle, totuși, cred că trebuie uh, legea. Și uh, cei care uh, sunt în funcțiile de, de decizie în uh, zonă și în uh, statul. Trebuie român, să se sesizeze? Să se sesizeze, pentru că aceste declarații se fac sub semnătură. Se depun la birourile APIA, uh, au niște împuterniciri să meargă acolo, cineva le dă acea împuternicire și sunt ușor de găsit. Mai grav este că acei proprietari ai terenurilor mici uh, de 2, 3, 5, pot fi și de 50 de hectare, de 100 de hectare proprietari care le-au dat în arendă, nu și-au luat uh, drepturile pe o perioadă atât de îndelungată. Uh, după părerea mea, se încalcă grav legea acolo și trebuie săsizate autoritățile. Da. E o situație, părerea mea, națională, că nu, sunt, nu e afectat o localitate, 10 inși sau o, un număr redus de populație, deci este un, un caz de zonă și trebuie bine analizat, că ca dacă lăsăm de izbeliște la plăcerea fiecăruia și lucrurile merg în felul ăsta, de-aia vă spuneam că încep să mă gândesc la mine, că doi, trei fermieri mari, cum este Nicolae Porumboiu, s-a terminat cu ei și după aceea mă gândesc, eu sunt un om cu viziune, am mai spus, am fost și că mi-am făcut ferma, am văzut cu doi, trei ani înainte ce se întâmplă și am creat exploatația pe care am făcut-o, dar tot vizionar fiind, eu văd așa o negură cu ce se întâmplă cu agricultura României, le-am spus la colegii din cooperativă să șermetizeze afacerea, să nu încerce să se mai extindă și să fie cât mai, cât mai bine aranjează, pentru că cum s-a cum auzit că Nicolae are probleme, a și venit grupul financiar repede să-l cumpere. Uh, cu toată modificarea legii cumpărării terenurilor, dar uh, se pare că vrea să-și continuă activitatea acolo. Uh, uh, ia câtă că, că sunt uh, probleme, probleme grave, probleme grele uh, și uh, nu știu... Nu știu nu, nu, nu văd un viitor așa cum ar trebui pentru, pentru agricultura României, aș putea spune, că vin străinii. Vin străini. vorbeam în pauză, am discutat că au venit arabii, au luat zonă Dragalina, unde e emblema pământului României, unde a, a mers în excursia de studii, era Iase, Dragalina, cu grădiniță, cu școală și ca să, să ni se prezinte ce organizare era acolo, vine și au venit arabi care au tras acum niște șanțuri, nu mai are voie nimeni, au dat toți românii afară și aduc din Pakistan să angajeze. Și ia cătă cum mărim numărul de ajutoare sociale, nu știu, ar trebui să se gândească mai bine ce se întâmplă cu țara asta, analiștii, oamenii capabili, că nu mergem în direcția bună. Păi lângă cele două grupuri mari de care ați amintit, nu uitați că se discută și de insula Marea Băilei. De asta ați uitat. Am poate. auzit, auzit da. nu am uitat. Uh... Și asta am înțeles că e pusă la vânzare, face asta. Deci, la domnul Nicolae, la domnul Porumboiu, e un caz mediatizat. Eu zic că instituțiile statului, dacă vor să facă o ordine, au posibilitate. Deci, cum am spus, simplu, la ban, la apie, e cineva care vine, desemnează acolo, da? Hai să blocăm, să nu mai le dăm bani, să vedeți că... Păi nu că -a un fermier român îl blochează foarte repede. Da, la noi... Păi da, din colon ah. știți ce se întâmplă? La noi e simplu, la noi vin toți, ne controlează, nu nu ne apără nimeni. Dincolo la un străin, dacă se duce să-i facă ceva, o instituție a statului, în ziua următoare, persoana respectivă să duce la, la, ambasadorul țării respective, îi spune și imediat în secunda următoare ambasadorul țării respective este la Ministerul de Resort de care a aparținut instituția. Și discută cu el și nu mai calcă pe acolo nimeni. Sau dacă este, hai să facem și la tine, să scriem că a fost în control. Așa se face. La toți străinii. Da, aia ele bine mersi și pe noi ne hingheresc ca ultimii oameni. Asta e realitatea, să știți. Sigur că subiectul nostru era cu vânzarea terenurilor. Am mers, cred că mai departe de. am făcut un pas mai, mai în față, discutând cazul lui Porumboiu. Revenind la vânzarea terenurilor, trebuie și aici făcut ceva rapid. Da? da? Că sunt 15 ani că a existat discuția între Baciu și reprezentanții Ministerului și că e mult 15 ani, până la urmă, stați puțin cred că domnul ministru Bătănoiu avea dreptate. Că dacă e terenul, eu dacă cumpăr teren, ce vreau să-l vând pe Îl iau să fac o afacere pentru copii, să rămână acolo. Păi, americanii au ferme de 3, 4, 5 generații, noi ce facem? Le luăm să-l vindem pe mâine, ca să facem business cu și vândut pământ. Deci, chestia că să nu se vândă 15 ani, mie, mi se pare corectă. Atât timp că pe mine nu mă taie mintea ce am cumpărat tare. Îl vizi dacă, apa, dacă apare situația lui Borumboiu. Nu, îl vinzi că nu mai, nu mai merge jucăria, vin forțe de-astea oculte, pot să le numești, care pe fiecare îl paște. Eu mi-am educat fermierii care țin aproape de mine, băi, băieți, vedeți că nu vă îmbătați cu apă Uh, rece că nici nu știți ce, ce, vi se pregătește. Și rămâi fără, uh, cât ești tu de tari, acum rămâi fără nimic. Exemple sunt cei mari, care sunt niște coloși, vorbesc de zeci de milioane de euro, nu? Uh, și li s-au pregătit ceva și iată ce s-a întâmplat. Uh, deci trebuie să... S-a promis că vor fi întâlnirii comune. Să scoată Ministerul Agriculturii legea o modifice cu ceea ce au spus ei. Asta e părerea mea. După aia foarte repede ne vom da seama dacă lucrurile merg tot așa prost în continuare și, și va trebui să și-o asume, da? Că a fiind o, o lege proastă. Noi ne-am dat și noi cu părerea ce trebuie făcut. Sigur, tot timpul se pun piedici, dar noi nu putem să facem să fie făcut mai mult, cum am discutat că a făcut Serbia și sper să informația să nu fie răunată, nu se vinde pământul. Scurt. Și aveam pământul țării intact. Nu, domne, la noi este Serbia Serbia nu e în Uniunea Europeană, trebuie să spuneți și lucrul ăsta. Sunt alte Sau să zicem sub altă formă găsită... Sunt și state în Uniunea Europeană care au interzis prin Constituție vânzarea sau retrocedarea. Dacă mă întrebați pe mine, ar trebui să nu existe noțiunea de vânzare de teren terenul este un bun național. Rău, cred eu, că deja a fost făcut. Mare parte din suprafețele țării sunt vândute. Nu se vrea să iasă la iveală de frica de a nu se crea oarece zinzanie. Populația nu trebuie să știe că o mare parte din țară nu mai este a României sau a românilor. Mulți pun întrebarea de ce să nu cumpere străinii, că nu pleacă cu pământul de aici. Nu este chiar așa. Securitatea alimentară trebuie asigurată după securitatea militară. Cea alimentară este prioritară. S-a făcut răul. Nu putem să mai revenim acum. Indiferent ce lege vom da noi de acum încolo, nici aceasta cu cei 15 ani nu îi va împiedica să cumpere pentru că vor veni și vor cumpăra în continuare. Ce se întâmplă? Se blochează vânzarea terenurilor de azi în România timp de 15 ani, nu se mai vinde niciun petic? Dacă ar fi așa, da, asta ar avea valabilitate. Ei nu pot să impună acești 15 ani că vor veni de la Uniunea Europeană și ne vor interzice. Ar trebui să avem curajul Ungariei. Vedeți ce a făcut Ungaria? Avem noi, românii, curajul Ungariei sau al Poloniei? Nu cred că avem curajul. Au dat legea, a venit Bruxelles, a zis că nu e bine. Da, pentru Ungaria este bine. Așa am hotărât eu în Ungaria că este bine. Bruxelles nu a mai avut nimic de spus. Sau are în continuare de spus, dar rămâne acolo la Bruxelles. Polonezul a făcut la fel. A interzis, a stopat vânzarea. Nu este același procent ca în România, nici în Ungaria nu este același. Sunt în statul unicat. Nici măcar bulgarii nu au vândut atât de din suprafața țării cât am vândut noi. Răul este deja creat. Orice legislație va veni de acum încolo nu va opri vânzarea terenurilor. Nu va opri. Sau este prea târziu. S-a vân, vândut foarte mult, foarte mult, pe, foarte mare bine, la fondurile de investiții. Pentru că pe, Acolo că e cea mai mare Am văzut la că. Să fac se fac speculații se, acolo și asta se e și la astfel de aici, și se, bine ar fi. aici se dorește până la urmă dacă, să se pună. Stabile. Dacă până acum se cumpăra cu hectarul sau o suprafață de zeci de hectare, acum deja se tranzacționează mii de hectare sau sute de hectare. Tranzacțiile nu mai sunt la nivel mic. Da, Sunt la cumpără, sume foarte mari. Se de... cumpără Interagro, tot 40.000 de hectare scurt, dintr-o dată. Și legea asta, dacă se merge pe legea propusă de Ministere, mai bine rămâne asta acum. Dacă se va merge pe cea a propus la paru, da. Dar dacă se merge pe ce am văzut pe proiectul propus de Ministere, mai bine să rămână așa. Și oricum, până la Camera Deputaților se modifică, până la Senat apare o altă modificare Cine știe cum și este. după aceea Ce... normele vor apărea la o distanță foarte mare, normele de aplicare a legii. De... Uh, între timp, oamenii au timp să-și croiască uh, lucrurile și hârtiile în așa fel încât să fie bine. Uh, răul a fost făcut, rămân la ideea mea de la început, uh, răul a fost făcut, a fost creat, nu ar trebui să existe noțiunea de vânzare de teren. Bun. Vorbeam despre subvenții, vorbeam despre declarația depusă de către fermier la APIA până pe data de 15 mai. Haideți să vedeți ce a declarat ieri Ministrul Agriculturii, domnul Petre Daia, vis-a-vis -vis de APIA. Mai există câteva zile, până la data de 1 iunie când dumneavoastră în mod legal mai aveți posibilitatea verificării administrative și să corectați suprafețele pe care le-am le-ați declarat la APIA. În așa fel încât să nu aveți niciun leu pierdere din cauza unei birocrații pe care noi trebuie să o acceptăm că există și tot noi Trebuie să o optimizăm pentru că este necesar. În urma acestei acțiuni extraordinare pe care dumneavoastră ați făcut-o împreună cu noi anul acesta, am putut să definim un alt sertar al preocupării noastre în politica agricolă comună, perspectivă post-2020, la care mă voi referi pe larg, întrucât este un moment prielnic și un echipaj uman suficient de pregătit și de interesat, care trebuie să cunoască, cum bine spunea cineva aici, ce facem până în 2020, dar și de aici încolo știți ceva? Ce știu vă spun. Ce sunt sigur, repet, ce nu studiez și împreună cu dumneavoastră lucrăm pentru decelarea unui concept necesar pentru țară care se prindă în decizia comună în calitatea noastră de stat membru cu drepturi de pline ce participăm la luarea deciziilor în cadrul Uniunii Europene. Această secvență a depunerii cerilor a scos la iveală câteva lucruri care merită să fie precizate aici și prezentate. Primul este că prin munca deosebită a celor de la direcțiile agricole, a celor de la APIA, a primarilor cu excepții puține din fericire, din nefericire existentă, așa cum este cazul la Suceava, așa cum, este, cum a fost cazul și în alte părți, încât rezistența aceasta la comandamentul zilei din nefericire mai trăiește. E bine că e din ce în ce mai izolat. Spun că în urma acestui Procedeul acestui proces extrem de mare, România s-a ridicat pe alt sertar. Și să mai explic. Anul trecut, când puțini erau care credeau în af, și spun puțini din fermieri, dar foarte mulți din afara sistemului credeau că acest lucru nu se va întâmpla în România că nu suntem în stare să se depunem cererile la timp. Că acest proces formidabil care înseamnă un milion de oameni și cu 28 de milioane de fluxuri în sistemul croit de mintea omului și gestionat de oameni foarte valoroși în apia, extrem de muncitori, gândeau Că nu se poate trage linie pe data de 15 mai. Ei, am tras linie și am adus țara la primul sertar. Care a fost acesta? Am ridicat cu 218.000 hectare totalul suprafeței cu drept de a primi subvenție în România. Și o să vedeți de ce spun aceste lucruri. Anul acesta, în condiții spuneam, destul de grele, mai grele ca anul trecut. Și într-o situație nu confortabilă din punct de vedere tehnic. Și v-am ascultat și v-am simțit răsuflarea, dragi fermieri, când îmi puneați temne de întrebare, dar putem să prelucrăm pentru că aud că e ceva în sistem, că softul este cumva afectat? am spus -o tot timpul și o spun că doi trăi. N-am alt obiectiv decât acela ca să fiu lângă fermieri. Și am spus, indiferent de situație, la timp și fără echivoc, spuneam atunci că dacă aș duce cu plasa banii la fermieri și să-i punem în poartă, justificând și tot îi ducem, pentru că ei au nevoie de acești bani la timp și fără echivoc și fără niciun fel de restricție. Lucrul acesta s-a întâmplat. Anul acesta, la cele 218.000 hectare, am saltat am saltat al doilea sertar. 250.000 de hectare în plus. Ce fac aceste 218 cu 250.000 de hectare? Aduc România în pragul cifrei de referință care a stat la fundamentarea subvențiilor în România. Ceea ce ne dă nouă posibilitate, stimați fermieri, să avem argumentul clar, ca cifră, ca fundament în discuții pentru a suplimenta plățile pentru țară, pentru fermierii români, dovedind cu documente clare că aceasta este situația. Agrosel, profesionistul dumneavoastră în semințe de 20 de ani, alături de producători cu soluții românești. Domnilor, l-ați auzit pe Ministrul Agriculturii, pe domnul Petre Daia, ce a declarat ieri la conferința la Par, acolo unde noi, cei de la AgroTV, am fost prezenți și am transmis în direct întreaga conferință. Domnul Ariu. A -a. Ceea ce a spus mai devreme domnul ministru mi-aduce aminte de discursul dumnealui de anul trecut. Și a fost ferm și anul trecut. Până la 15 se depun declarațiile, până la 15 s-au depus. Anul ăsta era clar că așa se va întâmpla. A explicat uh, și de ce a făcut lucrul da, ăsta. Da, vom simți efectele în toamnă, când vom primi... Pe 16 octombrie, avansul. Avansul și nu, nu vor mai fi atât de multe amânări, cum au fost cu ani urmă, 3-4 ani urmă, au fost, știm bine, destul de multe amânări. Uh, asta ne-a creat un fel de disciplină nouă fermierilor și așa este bine până la urmă urmi să fie, să fim în, în termene... Foarte bine bătute în cuie, și atunci lucrurile se derulează de la sine. Este un început, și sperăm să se continue să fie și în toamnă, așa cum a fost în primăvară. Din punctul meu de vedere, nu au fost atât de multe probleme anul acesta ca anul trecut la depunerea cererilor. Domnul Prețanca? În afară de disciplină, este și o siguranță pentru noi, că știm că la anumite termene, la anumite date, ne vin niște bani. Și știm pe ce să ne bazăm. Când înainte nu știai nimic, când veneau, veneau, dar acum știi că la anumite date te bazezi pe o anumită sumă de bani. Și poți și tu, în cadrul fiecarei societăți, fiecare dintre noi, putem să ne organizăm, să știm pe ce ne bazăm, ce bani avem, cu datorile ca să plătim sau să facem alte investiții și din cauza asta, asta e un lucru bun. Și sperăm să o țină tot așa în continuare, că e bine pentru toată agricultura și vedeți că se văd și roadele la munca domnului ministru. Sunt producții, am început să ne clasăm iar între locurile fruntași la diferite culturi în Europa, având siguranța banului, pot să faci investiții și putem să performăm, să ne batem cu agricultura europeană mult mai da. bine a zis dezvoltată din vest, dar să știți că avem fermă la ora actuală care concurăm să poate chiar mai bine dotate decât cei din vest. Aș vrea dacă îmi permite să rog ceva pe domnul ministru. Vă rog. În perioada recoltatului să se abțină, dacă se poate, să dea interviuri presă cu producția. <laughs> Atunci când este întrebat de colegii dumneavoastră sau de dumneavoastră, să le spună acestora să vină la domnul Popa, să vină la uh, domnul Ștefan, să vină la oricare din noi fermierii și să ne întrebe de producție. Pentru că piața este ține așa. întotdeauna cont de anumite declarații. Respectos, aș dori să rog pe domnul ministru să nu facă lucrul acesta, să nu dea declarații cu producția. Da, eu am fost ieri la teleconferință, după cum știți, sunt membru comitetului Director la PARI, am și adresat o întrebare legată de animale sălbatice, care creează probleme fermierilor. A promis că vom avea întâlniri și vom dezbate toate problemele. Aș vrea să spun un lucru, pentru că eu merg pe teren, merg și la instituții, la subordonații domnului ministru și sigur că Dânsu are metoda aceasta care mie mi-a amintit de ani an de, de, de dinainte de Revoluție Și vreau să vă spun că are, se vede că dă roade disciplina aceasta de a face o teleconferință Am fost invitat, m-am dus cu plăcere Și uh, modul în care tratează problema la nivel național uh, trăgând la răspundere pe, pe subordonați că ei s-au învățat într-o libertate, așa știți, cu program lejer, cu nu știu regulile dinainte. Ba chiar am rămas surprins și aș vrea să spun aici, le lua telefoane, spunem pe cine ai sunat astăzi ca să vină să facă declarația. Și întâmplarea a făcut, au dat situația și a sunat un fermier care e chiar de lângă mine, ăla nici n-a crezut, era pe câmp și uh, fugi domnul de aici și în sfârșit până la urmă și-a dat seama că este reală treaba a stat de vorbă și a spus în direct sau de o țară întreagă uh, da, aveți și voi dreptate nu se poate semăna, că știți ca să declar, trebuie să știi cultura pun, nu pun, mai plou declar. ce ai și uh, este pe subiect Cred că dacă își propune să ia una, două, trei, că e greu să pui într-o... Chiar în tot mandatul ăsta, niciun sfert nu va rezolva din probleme, că atunci când se alege praful, e greu să, să reiei și să pui lucrurile la, în ordine din nou. Dar e bine așa. Domnilor, am ajuns la finalul întâlnirii noastre. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați fost în seara asta aici la Agricultura la Raport. Le mulțumesc și telespectatorilor care sunt sigur că au urmărit și în seara asta emisiunea noastră. Le dau întâlnire luni seară. Până atunci, seară bună, numai bine, rămâneți alături de Agrotele.